Astăzi mergem la dentist. Unor copii le apar pe dinți, mai ales pe cei de sus, pete. Medicul stomatolog Loredana Prigoană ne explică ce anume produce apariția acestora. Petele pot fi de diverse culori, dar reprezintă în mare același lucru, în diferite stadii, de la petele albe până la pete maronii, galbene-maronii. Sunt pete de demineralizare, care demineralizarea aceasta poate să fie o consecință sau o primă fază a cariei dentare sau pot să fie pur și simplu defecte în smalț. Defecte de structură a smalțului, care nu neapărat au o legătură cariogenă, deci bacteriană, ci de structura smalțului. Nu zic că nu se pot transforma și acestea ulterior în carii dacă nu sunt luate măsurile de precauție. Deși nu toate aceste pete se transformă în carii, este bine să aflați cât mai repede cu ce aveți de-a face. Și întrebăm stomatologul, când trebuie să vină copilul la medic? Din momentul în care observă aceste carii, oricum el ar trebui să vină în primul an de viață după apariția acestor pete, pentru că petele apar ori deodată cu erupția dinților, ei deja erup cu aceste pete, dacă vorbim despre aceste demineralizări, care pot să fie hipocalcifieri sau hipoplaziale smalțului, atunci dințișorii cam așa erup. Și atunci ar trebui, bineînțeles, în momentul erupției dinților să și vină să ne sfătuim ce este de făcut. Dar dacă nu apar deodată și apar ulterior, când vorbim deja despre apariția acestor carii, cariile incipiente, care tot prin pete albe se manifestă inițial, atunci din acel moment. Trebuie îngrijiți cu mai multă atenție acești dinți? Cu siguranță da, pentru că sunt dinți cu predispoziție la carie. O pată albă este un început de carie. De aceea, măsurile de precauție suplimentară sunt o igienă foarte bună, riguroasă și măsuri topice de ajutare a acestui dinte de a se spori cumva rezistența lui, pentru că el a crescut, a erupt cu o rezistență mai scăzută față de carie și atunci vrem să-l ajutăm prin fluorizări topice și o igienă foarte bună. O alimentație bună, dezvoltarea bună a organismului, în general, nu numai a denturii. Bineînțeles că putem influența, dar un dinte care din punct de vedere genetic sau din punct de vedere structural, el are această problemă, nu îl influențăm în mod evident doar prin alimentație. Îl putem ajuta îmbunătății, dar nu îl influențăm direct. Deci dintele poate să erupă cu aceste defecte, indiferent de ce mâncăm sau nu. Dinții care sunt deja predispuși la carii au nevoie de o atenție specială. Stomatologul ne vorbește despre igienă și tratamente. Suntem foarte atenți la igienă și apoi la ceea ce mănâncă copiii. Din ceea ce privește dulciurile, le reducem la minim, dacă se poate deloc, sau imediat după o igienă sporită, ca să nu rămână aceste substanțe cariogene dulci în contact prelungit cu dintele, pentru că atunci apar și cariile. Contact prelungit, igienă precară și predispoziție, că despre asta vorbim. Unii au o anumită predispoziție, o structură a smalțului mai slabă și atunci fac mai rapid carii decât alți copii. Dacă intervenim la timp, din primul an, putem prin aceste fluorizări și igienă bună să le menținem într-un stadiu în care să nu ajungem că vedem că aceste demineralizări pot să se transforme în timp în carii și apoi în resturi radiculare, atât rămân rădăcinile dentare și atunci, într-adevăr, igiena este îngreunată, apar dureri, apar sensibilități și mâncăm greu, e greu să supraviețuim din punct de vedere dentar fără acești dințișori și atunci, bineînțeles că cu cât intervenim mai repede, putem să le prelungim durata de viață acestor dințișori la mod acesta, cu pete, dar stagnate acolo, în stadiu de pete, nu de carii. Dacă aveți întrebări legate de acest subiect, puteți să-mi scrieți pe alexandra@mamatv.ro.